De ce ai pus, Doamne, prin păduri așa ciudate creaturi? Le vezi și nu știi ce să crezi. Eu cred că ai vrut să te distrezi. De pildă, i-ai greșit la strung, girafei gâtul mult prea lung. Ai vrut să ajungă bunăoară prin toți copacii fără scară? Iar dintele de elefant, de ce e așa de impozant? Că uite, nu-i în cap, în gură. Ai vrut să fie cel mai chipeș și în plus o fabrică de fildeș? Iar trompa lui caragioasă, nu pot să spun că e frumoasă. Dar spune el și-i place așa, un nas cum n-are nimenea. Și nu înțeleg de ce ai făcut un fel de bou mare și slug. Un rinocer împovorat cu un corn pe nasul lui pătrat. Măcar de-ar ști ce armă are în acțiuni de apărare și la zăpadă după mâncare. Apoi de cangur, ce mai zici? Lăbuțele din față-s mici și mult mai mari cele din spate. Așa e oare? Nu se poate. Nu trebuia să-i faci picioare cum le-ai făcut la căprioare? A, știu! Când vrea să o ia la fugă, nu poate nimeni să-l ajungă. Cu labele din spate sare, mâncând pământul, frățioare. Săracele de căprioare nu pot fugi așa de tare. Dar ele au și alte arme pe care le numim noi coarne. Maimuțele, în schimb, în față, au labe lungi că se agață de crengi și tare mult le place să stea pe sus și să se joace. Camila e un fel de vacă, ce nu-i în stare ca să facă un pas, ba chiar nicio mișcare fără cocoașa din spinare. Dar dacă e vorba să străbată pustiu lungi și fără apă, Camila e cea mai potrivită, așa de bine construită. Acum, Doamne, văd mai bine de ce ai creat așa jivine. Mi se păreau greșit făcute și mă distram pe-n trecute. Le-ai dat la toate un râs pe lume. Și chiar dacă ai fost pus pe glume, tu le-ai făcut cu înțelepciune. Și vreau să spun, mi-ai dat și mie, dar asta în altă poezie.